Salutare, dragii mei, bine și bine v-am găsit un nou episod. Înainte de acest episod, aș vrea să vă prezint serverul Terone RPG. Suntem alături de fondatorul acestui server, Terone RPG originalul. Ah, nu, băi, și bine v-am găsit, noi sunt împreună cu Swift aici, băieții, pe serverul Terone RPG, băieții. Bun, băieții, cum să facem totul repede și de urgență. Să vă spun cum stă cu treaba. Terone RPG este un server foarte easy, nu vă dau bonusuri foarte... pentru că nu mai are niciun rost, nu se dau admine pe grade, nu se dau grade pe, cum să vă spun eu, grade pe bani, pe bani, da? Și din joburi, din 10-20 de curse de joburi, puteți să vă luați un sultan sau un bule sau un infernus, etc. etc. Uite, eu sunt acum cu Swifty și o să-i prezint eu un pic sistemele, dacă e pe server. Da, pe server. Chiar te rog. Ok, GPS, casa Bitcoin, să mergem un pic la Bitcoin, băieții. Poți să-ți dai teleport la mine? Observați ca cine are el vocea, nu? Hai că l-a recunoscut. Ah, nu, băieți, a, deși eu da băieții seama, mă, ce-i că băieții bandiți. Ok, băieții, aici e casa Bitcoin. Deci aici, după cum vede și domnul Swifty, poți să dai, ai dat bonus, stai așa, set level. Lasă, aștept că dau și-o bani. Swifty, uite, poți să dai acum, te rog frumos. Poți să dai din nou bonus ca să vezi, să le arăți și bonus la băieți. Vezi să mi-ai dat nivel 1. Știu, dai bonus. Am dat deja. Păi mai dai o dată, ca să vadă și ei bonus. Am dat și mai devreme. Ai primit 10kk, nivel 5, 300 de puncte premium, care puteți cumpăra chestii de pe aici. Ok, băieții. Deci aici e Bitcoin-ul. Ia și tu un calculator de la șmer, chiar cum vrei tu. Stai, dăm set level, Swift, gata. Dă-i ăsta funcționare, așa. 10, buy PC, am dat buy biz, așa. Ok, băieții, ai dat buy PC. Ok, după ce ai dat buy PC, să-ți dau și eu ca să văd cum ai zile, că am uitat. Ba, nu, că știu. Deci, atent, acum dai PC menu, să ieși PC menu, gata. A, pornește PC-ul și am pornit calculatorul. A, minează, da. Început. A, și minează acum. Da. Și poți să dau și upgrade PC level. Upgrading PC. A, PC stats. Nivelul 1 PC este pornit, mining 74. Ce e asta? Mining 74. Poftim? Ce este mining 74 aici, în PC stats? La cât, la ce forță? A, minează, am înțeles. Minează, da. Poți să dai și upgrade, uite. Și primim bani la un anumit număr de minute, nu? La un anumit interval de timp. Da, vei primi între 10 și 20 de KK și între 10 și 50 Bitcoin point în 60 de minute. Și tu trebuie să fii tot timpul ăla 60 de minute online. Băieți, ce să vă spun, la fiecare PD primești câte 50 de PP-uri. 50 de... adică ne putem cumpăra chestii de aici. Da, frățioare, puteți să vă cumpărați din shop. Ia și tu din shop de la băieții. Sistem de case-uri. A, stai de să vă dau și, să-ți dau și case-uri. Give al case 1. Give al... Și unde deschide? Case... Okay. One. Dă-i scrie slash open case. N-am făcut cu text-uri, cu prostii, ca să nu facă lag la server. Ai primit un caca. Oh, super. Okay. Să mergem la jobs, să mergem la Fisher, tai că te ia-l după mine. Ok. Avem și sistemul ăsta de electrician, jobul electrician. Oh, nice. Că poate sunt băieți care fac școala de electricitate și le place și nu, mă gândesc. Mai să vă arăt eu facțiune, mă pun lider undeva. Ok, după cum vedeți și la facțiuni scrie direct liderul. Astea sunt facțiunile? Da. Panel avem? Avem, da. Și panel, avem și forum. Terone, ăsta e panelul, acesta este forumul, IP-ul serverului aveți în descrierea videoclipului. Poți să dai și tu, te rog, Goto. Da, Sebastian. Okay. Ia-și jobul ăsta. Ok, Y, așa. Ok, acum te urci o mașină și scrii slash stâlp. Ok, stâlp 1, am ales stâlp 1, să vedem un pic ce este la stâlp 1. Mașinile o să le mai modific puțin. Hai, bagă-te. Ok. Scrii tu slash pads speed să mergi mai repede și apasă click. Alt sau click stânga. Oh, nice. Oh. Încerc, mai Swifty, mă, ce faci, mă? XV, așa. Mă, e prea complicat pentru mine. Goto, Sebastian. Uite că stâlpul meu e la mama naibii. Așa. Încă 200 de metri.
Așa, gata, okay, gata, gata, zi zârbu. Mergi la stâlp. Ok. Ok, băieții. Stai să... și slash și ridică. Aaa, și se ridică. Aaa, dar stai puțin, slash și coboară. Stai puțin că trebuie să mă urc cu tot cu treaba asta de aici. M-am urcat fără ea. Bă, cum mă dau jos? M-am urcat fără ea. A. Ridică. A, ridică și cu asta pot. Păi și dau cap în cap cu asta. A, nu dau cap în cap, e bine. Și repară. Repară. Oh, și suntem electricieni. Nice, cam asta cu joburi. Hai să vedem și sistemul de dealership cum este. Câți bani ți-a dat? 1,1kk. Wow. Gotodus, my car. Ma, deci ne putem cumpăra foarte rapid aici mașină. Uitați-vă și voi, prețurile. Penibile. Mamă. Deci ne putem cumpăra mașina aici gârlă. Faceți colecții, frații mei. Ia uite, fac. A cumpărat și eu ceva la plesneală. Ok, alte sisteme pe care ne poți arăta? Două secunde să mă uit și eu ce mai am pe aici. Race Arena, cred că îl știți, parte dintre voi. Nu știu, jobul Fish, că nu le-am arătat la băieții și câștigă la Fish. Hai să vedem Fish. Ăsta e Fish, da? Ok, da, Fisherman. Okay. Y, de ce nu merge? A, cu job, a, gata, cu job și get job, bun. Okay. Fish. Fish. Ok, și așa pescuim. Da, frățică. Bun. Și acum am pescuit fishing. Fishing, okay. Fishing. Hai, fishing. Ok. Pește de 615k. Mamă, înseamnă poți să-ți cumperi direct bike cu o tură de asta. Hai, dai fly-ul mă și să mergem să-l vinem. Nu i-am băgat surf fly-ul. Să mai ești maker. A, deci acum trebuie să te banezi pe videoclip. Aș, să n-au pește. Așa, și intrăm aici 24 din 7 și... Yes, și am vândut cu 500.000 de dolari. Bă, deci, deci bă, băieți, se fac foarte easy bani. Am făcut un server foarte easy. Deci nu-i nici fantomă să vă dea mulți bani la început sau asta fie sau cum vreți voi să-i spuneți. Și... Nu știu ce să-ți mai arăt. Swifty, să dai gen... Să mergem repede să arătăm ultimul sistem. Dă-i și tu Gotodus. Ia-ți un Infernus. Ia un Infernus, by car. Oare am bani de Infernus? Am bani. Are Swifty bani. Slash V. Infernus, find vehicle. Unde? Aici. E aici, Swifty. Dai să-l iau de aici. De l slap car 493, ok. Stai că nu-i problemă. Ok. Acum te rog să dai slash V. Ok, Infernus. Și să dai Rainbow car. Și asta, mă? Am mai primit încă una sau cineva s-a întâmplat? Ah, nu, Rainbow... Ah, e ta. Oh, asta e tare! Îți place? Da, s-a blocat culoarea. Slash, stai! Pentru că l-ai scos tu. Stai, nu poți să dai vehicul peste o secundă, așa. Wow, dar ce mișto face. Rainbow car. Mamă, bă, asta e tare. Bă, băieții, vă aștept pe server, ce să mai spun așa ca să încheiem. Vă aștept pe server foarte ca lumea serverul. Vă aștept pe server, nu o să vă cer ore pentru leader, nu o să vă cer ore pentru helper, o să vă cer 5 ore jucate, băieții. Și cam asta a fost episodul de astăzi, băieții. Am fost aici cu Swift Gaming, băieții. Ce să vă mai zic? Cam asta. Ne vedem, băieții, pe server. Vă aștept vineri la ora 8. Vă aștept vineri la ora 8. Și ca de obicei, hai, stay close și ne vedem pe episodul cu Bizon. Hai, la episod! Salutare, dragi prieteni și prieteni, că este un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem astăzi pe rpg2.bizon.ro de pe contul Narcizeu. Un cont care are ceva ce eu nu am mai văzut niciodată pe server și cred că știm cu toții cum a fost făcut. Hai să ne uităm aici, puțin. Casa nivel 999. Shop Interior este în... ce asta? Este în...
E lângă HQ Film Agency. Filmare e, nu știu cum se numește, Blueberry Acres, așa se numește zona asta. Naci, zeu, casă nivel 999, extrem de frumoasă, bine. Dar nu casa este ceea ce m-a făcut să intru pe acest cont, ci dacă dăm noi slash g, da, v-ați prins, o mașină. Pe lângă faptul că are Dune, care se cumpără cu 25kk de la Bobo, Admiral, loc parcare, eu așa mă înțeles că se cumpără cu 25kk. Acest Admiral, da, chiar Admiralul ăsta de aici, mașina asta, ieftină și proastă. Ia uitați-vă, frate, încoa. Are 9179... la 100 combustibil. Cum a făcut el treaba asta, nu știu, mamă, dar are și noși și roți modificate, e maxat rău de tot ăsta. Acest Admiral are 9179% combustibil. Cine a făcut treaba asta? Hai să vedem, cum a putut să fie făcută treaba asta? În primul rând, un admin de nivel 4+, pentru că adminii de nivel 4+, au acces la această comandă, au tastat slash set fuel și au setat combustibilul mașinii. De obicei, treaba asta este în loguri și dacă camionul respectiv face treaba asta, n-ar fi bine deloc pentru ele în pericol de remove, pentru că se consideră abuz. Știm cu toții. Însă, s-ar putea să mai fi câștigat de la un eveniment. Uite, chiar nu l-am întrebat pe ăsta de unde a luat 9000 fuel. Pentru că chiar dacă l-ar fi luat de la un admin 4+, care a vrut să dea și el așa să arate că poate să facă treaba asta, n-ar fi zis treaba asta pentru că, bineînțeles, ar încerca să-l acopere pe adminul respectiv. Nu să-l dea în gât așa la Swifty și Swifty să zică pe YouTube. În altă ordine de idei, voi o să vedeți episodul acesta cât timp eu sunt la munte. Prin urmare, acesta este filmat pe 28 și voi îl vedeți pe data de 30, preconizez eu în acest moment în care îl filmez. Adică vineri, preconizez că o să-l vedeți voi și cred că și vineri îl vedeți deja. Este filmat cu 2 zile înainte sau cu 3, depinde când mă hotărăsc să-l pun că sunt la munte. În momentul ăsta eu sunt la munte și mă pregătesc acum să filmez sau cel mai probabil mă pregătesc să fac ceva foarte interesant, gen să mă duc cu skill-urile sau altceva. În altă ordine de idei, contul este în School Instructors, da, știu, School Instructors. School Instructors, facțiunea pe care eu nu o suport. Facțiunea pe care niciodată n-am suportat-o. Și facțiunea pe care nu o voi suporta niciodată. Însă 9000% fuel m-a făcut să intru pe acest cont pentru a filma și am înghițit așa pe nemestecate School Instructors-ul. Dar dacă toți suntem aici, da, de ce mi-a dat un mesaj cu da? Gen, nu i-am dat niciun, n-am dat nimic înainte, niciun mesaj. Bine, nu contează. Da. Uite un journey aici la HQ SSI. Treaba asta în felul următor, dacă tot am intrat pe cont de School Instructors și dacă tot putem să fim aici în acest moment, aș vrea eu, dacă se poate, da, n-am telefonul lângă mine, n-am regulamentul, dacă se poate să dăm și noi un test aici pentru licențe pe RPG2, cred că se poate, să zicem, accept, need, licență, 390, ai, de ce nu, ia stai, stai și raport, 1 din 15, mamă, trebuie să dea 15 licențe omul ăsta, ia stai frate, stăm cu accept, need, licențe, cum făceam eu pe RPG2. Da, cum făceam pe RPG2. Știu că în unele episoade când sunt pe RPG2 spun că sunt pe RPG4, când sunt pe 4 spun că sunt pe 1 și tot așa. Dar credeți-mă, la pe câte conturi intrăm noi pe RPG-uri, uneori efectiv uit pe ce RPG sunt și uit să arunci un ochi acolo jos în dreapta paginii. Avem rank 1, prin urmare ce pot să fac? Merit me comenzi. Ia să vedem, poate reușim să facem și un pic raportul domnului Narcis aici, să-l ajutăm la raport. Ținând cont că eu nu știu regulamentul aici pe RPG2 și nici nu am lângă mine regulamentul, atunci când vom da accept din licență, va trebui să mergem să-mi iau și telefonul de la încărcat și la distanță față de mine și să dau pe regulament RPG2, că cine știe, așa se anunță, reformulează. Aoleu, a sărit ăsta pe mine. Ce-ai, mi-e zomerit, caut clienți. Bă, ele se, da, în lăsui sunt, nu știu să anunț în engleză, merit mi caut clienți. Aici e cu merit la mine, liniuță. Haide mă, haide-o naibii. Haide-o, bă, mă pune să reformulez, ești nebun. Bă, ce-i asta mă, lagăr de concentrare, ce-i asta? Merit la mine, caut clienți pentru efectuarea raportului. Bă, a nebunit sampul de tot, ce-i asta frate, mă pui să spun? Doamne, mâncați așa, ce a ajuns RPG2-ul frate? By the way, asta e frate, by the way, nu e Narcis pe cont, să nu zică că Narcis l-a anunțat așa. Doamne! Oh my god! Oh, aleu, mă sperii. Sincer mă sperii, mi-am dat seama. Swift. Care Swift? Care anonim de Swift, frate? Bă, stai puțin că nu-i de glumă, stai să mă duc să-mi iau și eu telefonul de la încărcat, să bag pe regulament RPG2. O secundă.
Bun, am revenit. S-a întâmplat ceva cât timp am lipsit eu? Nimic? A, ăștia au spus că si... Accept. Nici licență 107. Nu se poate. Am dat în aceeași secundă. Nu se poate. Ofer licențe ieftin. Filmăm pe YouTube. Hai, vă rog eu frumos. Măcar dacă zicem așa să vrea cineva. Gata, am telefonul aici, regulamentul LSSI. O să mă uit imediat pe el, rpg2.bizon.ro. După o să dăm pe Peaceful Factions, Los Santos School Instructors. Nu ne pasă, exact, cui pasă că filmează? Sui pe YouTube. Stai să dăm și un anunț aici. Giveaway-ul pe 1 decembrie, am zis că exact, da, de fapt nu pe 1 decembrie, când mă întorc eu, adică pe 3, nu, spawn 5, tai, HQLS School Instructors. Și acum trebuie să mă duc chiar. Bine, frate, facem un felul următor. Luăm Infernul Sud, pentru că o să ajungem extrem de repede cu Infernul Sud. Pac. Cât are ăsta? 19.000 de km Infernul Sud. M-am speriat, am crezut că are mai mult. Bă, dar greu să mai iese, frate, de aici. O, n-are nos. N-are nici hidraulice? N-are nici hidraulice. Perfect, exact cum îmi place mie o mașină să fie. O mașină vanilla. Fără prea multe chestii pe ea. În continuare căutăm clienți. Searching for clients. I'm searching for clients. Cineva? Ți minte cum ziceam în SFSI când eram pe RPG2 acum 3 ani? Merit me search clients. Și era o fază asta cu search clients printre români. Gen, vă, nu mai știi să zici pe românește, dar n-am voie să zici pe românește pe ce tu faci tu să vezi cu instructors. Anyway, vremuri bune. Ce culoare șmecheră? Narcisiu, culoare de la Pierre Mobs. Probabil Narcis a fost în Pierre Mobs înainte să intre School Instructors. Bă, dacă a fost așa, Pierre Mobs și după School Instructors s-a decăzut rău de tot, tipule. Dar sper să nu fie așa. Încep lecția de weapon cu... Aoleu. Bă, ce sunt cu anunțurile astea? Ce sunt cu anunțurile astea? Gen, ăștia au cu totul alte anunțuri, aplicații pentru funcția de tester, instructorul săptămânii, anunțuri importante, evidența rapoart, sancțiuni, misiuni, evenimente, ghid pentru începători, prețul licențelor și testul fiecare licențe. Cred că asta ar trebui să fie, nu? Așa. Comenzi pentru fiș, da, uite aici am testele și zice că trebuie să anunțăm, nu zice cum trebuie să anunțăm, dar o să anunț și eu cum zice tipul ăsta. Încep lecția de licența X cu ID-ul respectiv. O să facem și noi așa ca să nu ne încurcăm pe aici. Nu, mamă, ce credeam că e acolo polițist. Doamne, dacă mă lua cu radarul, îi lua permisul săracului domnul Narcis. Domnului Narcis. Stai, stai. Nu, frate, uite, exact asta nu vreau să se întâmple. Să iau stâlpul ăla cu coada, cum ar veni. Salut. Ok. Acum, cred că putem să dăm liniștiți, nu? Mega giveaway în valoare de 1000 de gold pe canalul de YouTube Swifty Gaming Noob. Da, băi, inscrieți-vă care nu v-ați înscris în episodul 610. Alright. Am și copiat. A, nu, n-am, nu e bine că am copiat. Stai puțin. Și nu o să mai luăm meritul, o să luăm, mergem cu Infernul Sul la clienții noștri. Da, exact, nu am nevoie de... Dar stai, oare am voie să merg cu... Nu cred că am voie să merg cu mașină personală la clienți. Cred că e o regulă în School Instructors, pentru că pe RPG2, acum 3 ani, deci aici pe RPG2, acum 3 ani așa era regula. N-ai voie să te duci cu mașina personală pentru dată licențe. Așa ca să nu se întâmple nimic, accept need licens. Băi, zici că retrăiesc vremurile de acum 3 ani, când nimeni nu voia licențe și totul era exact ca acum. Stăteam după licențe, nimeni nu voia licențe și așa mai departe. Ofer licențe ieftin și rapid. Filmăm pe YouTube. Hai, fraților. Cineva, oricine vreau. Deci vreau doar să dau o singură licență pe acest episod. O singură licență, nu vreau mai multe. Deci dacă ar fi licența aia, licența de material sau de weapon, ar fi perfect. Ca să nu mai trebuie, ca după trebuie să mergem la sailing, la aeroport, pentru flying și tot așa. Bă, n-are nimeni nevoie de licențe? Ofer licențe foarte repede. Eu de obicei nu dădeam gând la instructor până nu expirau licențele de tot, pentru că tot timpul dura extrem de mult. Așa că spunem ofer licențe foarte repede. Dar bineînțeles că pe nimeni nu interesează, bineînțeles că I don't give a fuck, nu contează, așa că decât să pierdem timpul pe aici, pe la Siene Los Santos, mai bine pierdem timpul pe la paintball și pierdem și cu folos. Și poate între timp dăm și un accept, aoleu, ce era să le iau pe ăla. Și poate între timp dăm și un accept la un need licens. Giveaway în episodul 610. Care nu v-ați înscris, fugiți acum și înscrieți-vă în episodul 610. Bun, parcăm mașina aici. Nu, nu o parcăm aici, pentru că dacă o parcăm aici, o să ne fure TTC-ul. Salut. Salut. Deși nu sunt narcis, zic și eu salut. Dacă m-a salutat, îl salut și eu. E frumos, nu?
Respectabil, elev Taxi Power scrie aici la paintball. Să fie far. Ups, ups, stai. Nu, mamă, ce m-a luat ăsta. Nu vreau zăpadă. Nu vreau zăpadă. Așa. Îmi poți să fii invat în clanul tău? Păi da, ce am un clan? Ia stai că vedem acum. Pac, 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 pac. Nu, deci dacă mă face ăsta după ce... Mamă, ce era să mă omoare. Am un clan? Sal. Clan member. Ce clan o fi ăsta? 22 online. Clan leaders. Ce clan o fi ăsta, mă? L. Easy life. Viața ușoară. Easy peasy, lemon squeezy, fucking easy. Nu? Ha? Stai, stai. Bă, a dat creș. Și între timp intra și proprietarul contului pe cont și spune dacă vrei poți pune un obiect în casă să avem name pe o mașină să am ca și amintire. Ok, prin urmare aici că pot să pun VIP name pe o mașină. Bă, chiar avem din ce mașini să alegem, dar înainte de toate vreau, înainte de toate, îți spui când filmezi. Acum filmez deja. Vreau să dăm puțin la paintball și după să dăm un VIP name pe o mașină așa cum ne dorim noi. V-am spus că Narcis am preconizat eu, am bănuit eu că am fost într-o mafie. Ei bine, contul secundar al lui Narcis Zeu este Narcis Atentat, după cum vedeți și voi acolo. Și acesta este în Red Dragon Triad. Aici pe RPG2 are un turf Red Dragon Triad. Ceea ce nu este valabil pe RPG4, unde RDT are 72 de turfuri, am înțeles. Că a făcut 72 de turfuri. Bravo RDT, felicitări. 72 de turfuri, bă, e extrem de greu să faci așa ceva, e nevoie de coordonare maximă, dar totodată e nevoie și de coduri la maxim, dar nu spun nimica. E posibil să faci și cu codul și legit. Dacă e să faci legit, bă, bă, e cu tremur și... Bă, simt un... A, nu era... Bă, calculatorul meu, acum, pentru că nu și se întâmplă în background să învârte HDD-ul ăla de nu se poate, mișcă un pic chestia asta la birou pe care ține o picioarele, placajul ăsta. Și am crezut că e cu tremur, bă, am simțit la picioare, doamne. Dacă era cu tremur acum când filmam eu, vă dați seama, scoteam telefonul și începeam vlog. Salutare, prieteni, suntem live din timpul lui cu tremur. Fac, bă, l-am ratat când stătea pe loc, mă. Îți spuneți, dai, stați pe video, iau-te, morți, mă, te-a așa sancțiune deja. E în facțiune? No, nu e în facțiune, are noroc că nu e în facțiune. Fac, nu, tai, ce m-a luat ăsta. N-am să dau stați pe video pentru că n-am chef să-ți facă cineva post că vânzare de con sau alte nebunii dintre astea. Fac, 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 fac. Pac. Încerc atunci când intru pe conturile voastre să diminuez orice posibilitate de a se întâmpla ceva rău. Pac. Noun. Noun. Ăsta de m-am jurat mai devreme. Da, s-a terminat runda. Bun, hai să punem pe o mașină un VIP text așa cum vrem noi. Pentru asta, dăm un spawn change, HQ clan, casa, HQ scru, HQ... Nu, casă, 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 casă. Scuzați-mă că sunt un pic am obosit, dar sunt după al treilea episod filmat acum, pentru că v-am spus că acest episod este filmat pe 28, voi îl vedeți astăzi pe vineri sau sâmbătă, nu știu când o să-l pun, pentru că na, sunt la munte și a trebuit să filmez episoade dinainte, ca să aveți la ce să vă uitați, să nu vă plictisiți, cât timp Swift este plecat, haide frate, bubuie odată, mei nenorocit, așa, bun, spawn, ce am dat la casă, da, suntem siguri, poc. Bun. O să punem un VIP name care să rămână ca amintire, după cum a spus aici Narcis, pe Cita, că tot am câștigat noi un Cita în episodul anterior. Uite pe ăsta, o să ne punem un VIP name. O să scriem așa. V Cita Cita Cita. Editează culoarea pentru VIP text. Bun, o să punem hai o culoare la întâmplare. Pac. Pac, 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 da? Hai să vedem ce a ieșit. Pac. O culoare validă, este o culoare validă. Bine, nu e culoare validă. F, F, A, A, B, B. Bine, nu e culoare validă. Astea sunt coduri în bază 16, da? Nu există codul ăsta. Hai să facem așa. O să băgăm R, nu. Hai să scriem, ba da, hai să scriem cu verde. Adică așa. Bă, ce vrea? A, fără parantezele astea, mă. Corect, corect. Asta înseamnă că putem face asta, nu? Ia, ce culoare e asta? Hai, ce am nimerit. Tot. Da, bine, bine, am, că e FF în mijloc, asta înseamnă verde. Numai hai să schimbăm și punem în mijloc AA 2 1 2 1 FF. Hai să vedem ce a ieșit. Hai, ce culoare a ieșit? Hai. Hai, man, ce culoare? Bă, roz. Serios? Nu roz, nu roz, că nu suntem fete. Dă mai, haide frate, punem o culoare ca lumea. FF FF 0 0 0 0. Punem adică roșu. Roșu cel mai puternic roșu posibil. Bun, și acum vom scrie aici, aici că vrea ceva de la Swift ca amintire, prin urmare o să-i lăsăm așa aici, Swift, 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 Swift am zis, Swift was here,
de la melodia aia, Lily was here. Swift was here. Hai că se înțelege. Cam atât a fost cu episodul de astăzi, mulțumesc foarte mult atenția acordată, dacă v-a plăcut și eu sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like că și mă motivează enorm, eu mă întorc duminică acasă și ne vedem atunci cu un nou episod. Data viitoare aveți grijă de voi, auci și ca de obicei, stay close, bye!